Mulțumim Domnului din nou de a avea prilejul de a fi împreună la închinarea, la părtășie, împreună copiii Lui, să putem înalța numele Lui, lăuda numele Lui și îl preamări pe El, căci pentru aceasta ne-a creat și aceasta vrem să facem în seara aceasta. Haideți să ne ridicăm pe picioarele noastre, dacă nu vă este prea greu, și cântați împreună cu noi cântarea care spune: pleacă genunchii, Iisus e aici. Pleacă-ți genunchii, Iisuse, aici, ridică mâini curate spre cer. Tronul de mărire e în fața ta, slavă se coboară din cer. Întrezește-ne încă în locul sânt, să lac prin sângele menului. Vino cu cântări de mărire, Dumnezeu, mare este Dumnezeul nostru. Aș dori doar să citesc două versete din Psalmul 91, după care vom veni și vom implora prezența lui Dumnezeu și îl vom binecuvânta pe El. Psalmul 91, primele două versete, spune în felul următor: Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Amin. Aș vrea să fac un lucru neobișnuit. Neobișnuit înseamnă că nu l-am repetat până acum. Câți dintre voi vă aflați sub prezența lui Dumnezeu sau la adăpostul lui Dumnezeu? Câți dintre voi ați dori să spunem în al doilea versetul, ne spune: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Haideți să venim înaintea acestui Dumnezeu, să lăudăm, să-i mulțumim, să-i proslăvim numele cu întreaga adunare. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca El să binecuvinteze prezența noastră la adăpostul Lui. Amin. Că este prezent, binecuvântat să fie numele Domnului. Aș dori să cercetăm puțin din ceea ce ne-a vorbit Domnul ca biserică, ca popor. Domnul a cerut să ne apropiem cu zile sfinte de El, că El să poată lucra. Dacă mai vă aduceți aminte, vă rog să amintiți, Duhul Domnului mai a descoperit să mijlocim pentru vremurile viitoare. Spuneți, soră, vă mulțumesc. Luați microfonul, soră, vă aduce chiar să audă toți. Binecuvântat să fie Domnul. Sufletul
Cel care va înțelege din adunarea aceasta să stea în unitate, să strângă rândurile cu toții împreună, cu rugăciune, cu post, cu zile deosebite, cu o predare pe altarul Domnului, Domnul va sprijini, am văzut dreapta Domnului, care sprijinea, care întărea, care arăta îndurare și milă când apărea un necaz. Domnul se uită la, am mai înțeles, am avut în cunoștință de la Domnul, la mult la ascultarea poporului de cuvântul Lui. Când venim aici în adunare, mă includ și eu astăzi, să nu avem gânduri împărțite, să ascultăm cuvântul, că este pentru noi, pentru zidirea noastră. Înaintea ta, Maică, l-am văzut, mi-a arătat Domnul așa trei trepte, urmă urma și a patra, dar era mai așa ca într-un nor, ți se părea foarte greu aia, dar tu stăteai ca și oprit în loc și te uitai la urcarea asta, chiar voi putea urca, deci nu te îndoiai, dar aveai o stare așa și a zis, Domnul, să fii cu nădejde, cu credință, te va ajuta. Numai să fii, îți va da izbândă, să fii exemplu și cu sfatul, cu îndreptarea pentru tineri, chiar pentru viitorul lor, ca și căsătorie la unii. Va trebui să fii tare, să le spui, să-i îndrumi, așa cum spune cuvântul Domnului. Mulțumim Domnului care ne vorbește. Ce m-a mai arătat Domnul? Așa un fel de nori, dar erau gri, nu așa de puternic. În seara asta vine așa peste adunare ca să avem gânduri împărțite, unii din noi. Să veghem că Domnul este aici și ne va da cuvântul de binecuvântare pentru toți. Amin. Amin. Domnul să ne întărească pe toți. Aș dori în continuare tinerii să laude pe Domnul cu o cântare, după care sora Emma va lauda pe Domnul cu o cântare. Sora Lenuța este aici, Huțan, vă reciti și ea o poezie spre lauda Domnului. Din nou, tinerii vor lauda pe Domnul cu o cântare și vom veni într-o rugăciune înaintea Domnului conduși. Vom veni într-o rugăciune. Domnul să fie binecuvântat. Yeah.
Slavă Domnului! Vorbește, Doamne, robul Tău ascultă. Vorbește, Doamne, sufletului meu. Vreau să ascult cum glasul Tău cuvântă. Să tacă tot, vorbește Dumnezeu. Când dimineața zorii se revarsă, iar florile potirul și-l desfac, la fel și sufletul mi se deschide să picuri roa Ta, iar eu să tac și să ascult în liniștea de aur povața Ta din sfântul Tău cuvânt și să primesc din nesecat tezaur armură sfântă în luptă să mă avânt. Vorbește, Doamne, în tumultul zilei, când totul se agită ca un roi, desprins de toate și retras cu Tine, să stăm de vorbă numai amândoi. Penserat când tot se liniștește, iar stelele sclipind încep să apară, până să adorm de oboseala zilei, vreau să Te ascult. Vorbește-mi, Doamne, iarăși. În miez de noapte, cheamă-mă pe nume ca în templu pe copilul Samuel. Vorbește-mi, Doamne, robul Tău ascultă și-ți răspund chemării ca și el. Ajută-mă să ascult, să împlinesc, să fac în totul ce Tu mă înveți mereu și îmi spui că este bine. Vorbește-mi, Doamne, în orice ceas al zilei, ca să mă apropii tot mai mult de Tine. Vorbește-mi, Doamne, în orice timp al vieții, când sunt copil sau tânăr sau bătrân, un duh de ascultare pune în mine, doar Tu să fii în viața mea stăpân. Când valuri mari și vânturi vor străbate, spumegând să mă atace tulburat, ajută-mă tot glasul Tău atunci să aud spunându-mi, Te-am salvat. Ce jertfă, Doamne, Ți-aș putea aduce prin os de mulțumiri și consacrare? Un duc zdrobit, o inimă mâhnită, o viață de deplină ascultare. Vorbește-mi, Doamne, robul Tău ascultă. Vorbește, Doamne, sufletului meu. Vreau să ascult cum glasul Tău cuvântă. Să tacă tot, vorbește Dumnezeu. Amin. Deseori te străduiești și încerci să izbutești în lumea plină de durere. Cați la oameni adăpost, vezi că n-are rost, că ei nu-ți dă. Domnul ce veghează, cu niciun chip El nu te va lăsa, cărarea El ți-o luminează. Domnul e mereu de partea ta. În cer e Domnul ce veghează.
Hristos te ia de mână atunci când valuri se adună. Îl chem pe El și-ți vine în ajutor. Când necazul este mare, e cu tine încercare. El te izbăvește din cuptor. În cer e Domnul ce veghează, cu niciun chip El nu te va lăsa. Cărarea El ți-l luminează, Domnul e mereu de partea ta. Ce mare har să știi că Domnul te iubește. Pe Domnul cu o cântare, fratele George poate lauda și el pe Domnul după tineri, dar în timpul cât tinerii laudă pe Domnul și apoi fratele George, dacă sunt frați și surori care nu s-au împărtășit cu trupul și sângele Domnului, din orice altă ocazie n-au putut veni, frații vor fi în oficiul bisericii și vor sluji cu dragă inimă. Cei care doresc să se împărtășească din trupul și sângele Domnului vor fi în spate. Rog tinerii să laudă pe Domnul, apoi fratele George și vom veni într-o rugăciune înaintea Domnului. Thank you.
suflare din cer, încă de atunci mă vedeai. Când nici chip nu aveam și nici vreo zi sub soare, în cartea vieții numele-mi scriai. Te laud, te laud, te laud că-ți ai iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare, te laud căci numai Tu ești Dumnezeu. Te laud, te laud, te laud căci ai iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare, te laud, căci numai Tu ești Dumnezeu. Mă cercetezi nascuns, mă acoperi cu îndurare și ești cu mine atunci când mă trezesc. O, cât de nepătruns ești în a Ta lucrare, de aceea, Doamne, numele-ți slăvesc. Te ce-ai iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare, te laud, căci numai Tu ești Dumnezeu. Te laud, ce-ai iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare, te laud, căci numai Tu ești Dumnezeu. Pleca, Tu ești mereu cu mine, cu Tine chiar și noaptea este zi. Cu Tine nu voi fi nici când a Te rușine, căci mâna Ta mă va călăuzi. Te laud, te laud, te laud căci ai iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare, te laud căci numai Tu ești Dumnezeu. Te laud, te laud, te laud căci ai iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești
Merită Dumnezeu lauda și închinarea noastră. Merită Dumnezeu mulțumire. Aleluia. Aș dori să venim într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. O pot numi o rugăciune de recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Psalmistul a scris, zice, Psalmul 91, unde vorbește atât de minunat. Și a fost citite primele două versete. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este cetățuia mea, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Cât de frumos vorbește psalmistul până aici. Și dacă s-ar opri aici, ne-ar da impresia că suntem lipsiți de încercări și de necazuri. Știți ce descrie el în versetele următoare? Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. Vă întrebi, strâmtorare-i necaz? Un alt verset. El te va ocroti cu penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Vă întreb, în încercare psalmistul? Ce face el? Laudă pe Dumnezeu. Versetul 9 spune, este centrul cheie unde psalmistul se ancorează și rămâne statornic. Este în felul următor, versetul 9. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. Și înșiră din nou o mulțime de încercări și de examene. Aici descrie psalmistul, putem vedea toată viața unui credincios care este sub ocrotirea lui Dumnezeu, la adăpostul lui. Și se încrede în El, cum Dumnezeu îl trece prin încercări, îl ocrotește, îl păzește. O mie să cadă, versetul 7 spune, alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia în mijlocul încercării. Și Dumnezeu îl trece biruitor. El nu se roagă, Doamne, scapă-mă de încercare. El a făcut din Dumnezeu turnul lui de scăpare în mijlocul încercării și Dumnezeul trece biruitor. Și Dumnezeu îi spune, doar vei privi cu ochii în versetul 8 și vei vedea răsplătirea celor răi. Versetul 5, nu trebuie să te temi nici de groaza care, din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. Și aici descrie modurile de încercare prin care Dumnezeu te va trece sau te trece, dragul meu. Și versetul 9 este versetul de bază care psalmistul este ancorat în el. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge și nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Apoi descrie cum îngerii, va porunci el îngerilor lui și ei te vor păzi, te vor ocroti în calea ta. Și un verset la care Dumnezeu îți dă nădejde sau speranță, spune, când mă va chema, în versetul 15, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, în necaz, voi fi cu el. Dar știți din ce pricină? Versetul 14 din nou spune aceeași notă de bază, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Doamne, ajută-ne să venim în rugăciune înaintea Ta, cu mulțumire, cu recunoștință și să-i mulțumim lui Dumnezeu că El este cu noi în încercarea în care a îngăduit-o în viața noastră. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că El este Cel ce ne călăuzește
în încercare, ne conduce, ne ocrotește, ne întărește. Și scopul lui este să mă modeleze pe mine și pe tine, dragul meu, după voia lui, după placul lui. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune de mulțumire, să recunoaștem ca Domn, să facem din el turnul nostru de scăpare și cetățuia noastră, să ne încredem în Dumnezeu din toată inima lui, din toată inima noastră. Și apoi în versetul 16, el spune la sfârșit, spune: îl voi sătura cu o viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Mărit să fie Dumnezeu. Merită Dumnezeu să ne apropiem de el și să-l urmăm, să-l recunoaștem pe Dumnezeu în viața noastră, indiferent prin ce stare treci, dragul meu. Să-l recunoști pe Dumnezeu și să-l implici pe Dumnezeu în viața ta, în starea în care ești. Și Dumnezeu este cel ce îți va întinde o mână de ajutor, te va ridica, te va trece biruitor, te va ocroti și îți va arăta la sfârșit, te va sătura cu o viață lungă și îți va arăta mântuirea Lui. Mergem înaintea acestui Dumnezeu, ne proșternem înaintea Lui și mulțumim pentru tot ce face El pentru noi. Amin. Mulțumim Domnului pentru prezența și cercetarea Lui. În timp ce Abigail va lăuda pe Domnul cu o poezie, vom avea colecta bisericii. Domnul să ne binecuvânteze, să putem dărui pentru Domnul. După Abigail, tinerii vor lăuda pe Domnul cu o cântare. Isaac, Emma și Joshua vor lăuda pe Domnul și ei cu o cântare. Naomi va recita o poezie și ne vom apropia de ascultarea cuvântului lui Dumnezeu prin fratele Mitică. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Minunat e Domnul, încerepit de păsărele, eu văd lucrarea lui Iisus și când mă uit mirat la stele ce stălucesc pe boltă sus și stelele la fel și norii și soarele stălucitori, mărturisesc fără cuvinte pe Dumnezeu ziditor. Când văd grădină înflorită și tot ce e în jurul meu, eu strig cu inimă smerită, slăvit să fie Dumnezeu. Când văd atâtă jingășie și atât parfum merusitor, când vântul bate și adie, slăvesc pe-a nostru Creator. O, Doamne, cât de bunătate și câte daruri Tu ne-ai dat, e plin pământul cu bucate, căci Dumnezeu e minunat. La ape limpezi, la izvoare, în zori de zi rapensărat, a Domnului vețuitoare să da pe când au setat. Și toate acestea pentru tine, cerescul Tatăl i-a făcut, și flori, și apă, și coline, la om l-a dat de la început. De aceea, omule, privește la tot ce eu în jurul tău, și vinoa și mulțumește cu toți ai tăi lui Dumnezeu. Amin. Yeah.
păzești la pătuțul meu, să trimiți mereu îngerașii, drăgălașii de la tronul tău. Când voi crește mare și o știu să vorbesc, fă ca numai ție, Doamne, să slujesc. Lângă tine vreau pururea să stau, să mă crești cum tu dorești și să mă păjești. La pătuțul meu să trimiți mereu îngerașii, drăgălașii de la tronul tău. Când vă crește mare și o știi să vorbesc, fac ca mă mai ție, Doamne, să slujesc. Lângă tine vreau pururea să stau, să mă crești cum tu dorești și să mă păzești. La pătuțul meu să trimiți mereu îngerașii, drăgălașii de la tronul tău. Amin. Ce bine e să fii copil, să ai priviri nevinovată, în tot ce faci să fii un mil, cu prietene drăguți, gentil, lipsit de orice răutate. Ce bine e să fii copil, să poți în suflet bucuria, să-ți fii cugetul fragil, neîntenat de-a lumii stil, ce poate în sânul lui mândria, să fii ca el de fericit. Creștine, cum e copilașul, când știi că și tu ești iubit de un braț de tatu crotit, oricând te arde ca vrăjmașul, la răutate fii ca el, cum e legată de iertare. Iar dacă nu trăiești la fel, în nou strălucit castel, în cer nu vei primi intrare. El nu e viclean, nici prefăcut, cum deseori marturizarea, ascund sub priviri de lut, fărțănișit de necrezut, fără să știe adunarea. Ce bine e să fii copilaș, cu sentimente naturale, să poți iubi și pe vrăjmaș, să fii cu adevărat urmaș, pe a mântuire dreaptă cale, să fii ca cel din nou născut, din duh, din apă, din iubire, căci dacă nu ești fiu pierdut, că n-ai voit și n-ai crezut în Domnul mare mântuire. Căci Dumnezeu e drept și sfânt, iar răsplătirea Lui e mare la toți acei de pe pământ ce au ascultat de-a Lui cuvânt în orice împrejurare, căci tânăr cu adevărat e caracterul înnoit. Să-ți fie cugetul curat și simțământul nepătat de Duhul lumii învechit. Să fii ca Abel, nu Cain, ca Iosif, nu ca Absalom, ca tânărul Beniamin, iubit de Tatăl tău divin, să fii adevăratul om. Să fii așa ca Samuel, în templu la altar să stai, în rugăciuni ca Daniel. Să fii ca Timotei model, exemplul tuturor să dai. Să fii ca tânărul voinic, să învingi pe Goliat cel rău, să fii tu fiul cel mai mic, întotdeauna nu-i nimic, căci mare este Tatăl tău. Să fii ca Isaac, supus, să urci cu lemnele în spate, căci fiecare avem de dus o cruce la Golgota sus, așa ca întâiul nostru frate.
surori, n-ați vrea să fiți și voi așa ca tinerii Scripturii, să fiți ca fata de la oi sau ca Estera în război, luptând cu duhurile urii, să fiți ca roaba lui Naaman, așa ca tânăra miloasă, ca Rut, din zori de zi pe lan, să fiți ca sora lui Elaban, doar pentru soțul ei frumoasă, să fiți ca Marta, gospodine, ca Lidia, ascultătoare, luând uleiul de măsline, să-l așteptăm pe cel ce vine, așa ca cele cinci fecioare, să fiți Maria în iubire, spărgând al inimii ulcior, pentru Iisus, cerescul mire, dorind mereu a lui venire, privind spre cer, în sus cu dor, să fiți ca tânăra aleasă, ca păzitoarea de la vie, să fiți a mielului miroasă, cu haină albă și frumoasă, la nunta cea din veșnicie. Iar dacă nu veți fi așa, ca un copil la răutate, cu niciun chip nu vei intra la nunta ce se va serba sus în cereștile palate. Fă, Doamne, o cercetare vie și fă-ne după chipul Tău, dezbracă-ne de orice mândrie, să fim a Ta împărăție, cu noi să fie Dumnezeu. Cuvântul Tău, fă-l să pătrundă în fiecare pe deplin, prin Duhul Sfânt, cerească undă, cei ce aud să-și răspundă cu aleluia și amin. Fă să putem a Ta stătură, înțelepciunea Ta, Iisus, îmbracă-ne cu a Ta natură, cu același zel și armătură, pe calea care Tu ne-ai dus. Să-ți semănăm în toate ție, să fim ai cerului eroi, să fim fântâni cu apă vie, iubirea Ta din veșnicie să curgă neîncetat în noi, să avem același scop în viață, privirea numai înainte, cum Tu ți-ai dat a Ta viață și ai biruit al morții ceață, să avem aceleași simțăminte, să fim copiii Tăi, Părinte, a Tale fiice și ai Tăi fii, împodobiți cu haine sfinte, aprinși de flacăra fierbinte, cu râvnă să-ți putem sluji. Iar până când vedea vom norul și strălucirea slavei Tale, trimite-ne în piept fiorul, pe Duhul Sfânt, mângâietorul, lumină pe a noastră cale. Amin. Aș vrea, în semn de respect față de cuvântul lui Dumnezeu, să ne ridicăm puțin. Puțin până citesc cuvântul lui Dumnezeu din Ezechiel, capitolul 47. Aș vrea să citesc câteva versete. Ezechiel, capitolul 47. Vom citi de la versetul 3 în jos câteva versete. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă și apa îmi venea până la glezne. A mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. A măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot, un râu care nu se putea trece. Și el mi-a zis, ai văzut, fiul omului? Și m-a luat și m-a adus înapoi pe malul râului. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului erau o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpiri, se varsă în mare și, vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca.
Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase. Și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viață. Aleluia. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Până aici este cuvântul lui Dumnezeu. Și în continuare am vrea să fie tot cuvântul lui Dumnezeu. Și tot ce se face în adunare, să fie totul pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Amin. Vă aduc salutări sfinte din România. Eu sunt în vizită împreună cu soția pentru un scurt timp și după masa aceasta vă mulțumesc că ne-ați primit la dumneavoastră. Vă promitem că dacă veniți în România, vă primim și noi, pe dumneavoastră, la noi, acolo la biserică, în zona unde slujesc, și vă așteptăm, vă așteptăm cu drag. Sincer să fiu, aici la dumneavoastră și în altă parte, unde mă duc, nu mă duc cu scopul ca să le arăt la frați pocăința, să-i mustru pe frați care sunt mai nepocăiți, și să le arăt cât de pocăiți suntem noi în România. Nu asta nu este scopul, ci dimpotrivă, scopul meu cel puțin, scopul meu personal, este atunci când mă duc undeva la frați, să ne zidim împreună din cuvântul Domnului, să învățăm și noi, și frații din biserică, să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu cum am putea face ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, ca așa cum se spunea, și cum scrie cuvântul Domnului, venirea Domnului este aproape. Așa că să știți de la început care este gândirea mea, n-am venit să vă învăț pe dumneavoastră, n-am venit ca să vă arăt dumneavoastră cât de pocăiți suntem noi în România și cât de nepocăiți sunteți dumneavoastră aici în America. Nu ăsta nu este scopul, ci dimpotrivă să ne zidim împreună din cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă este ceva de retușat, fie la mine, fie la dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu este acela care, aleluia, cum scrie Apostolul Pavel lui Timotei, căci toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Nu jumătate, toată este inspirată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să îndrepte, să mustre, da? Să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Deci toată Scriptura este inspirată. Și pentru credincioșii care într-adevăr îl iubesc pe Dumnezeu, ei au ca și ghid cuvântul lui Dumnezeu. Nu broșuri, nu cărțulii, și alea pot să fie de folos până la un loc. Dar hrana de bază a unui credincios sănătos trebuie să rămână cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul să fie da și amin. Aș vrea să vă spun că eu într-o vreme m-am derutat, până în Revoluție la noi în țară, în România, pătrundea foarte greu cuvântul lui Dumnezeu și nu numai Bibliile, pătrundea greu și broșurile, adică și cărți despre Dumnezeu, care vorbeau despre Dumnezeu, cărți bune, și pătrundeau foarte greu, pentru că securiștii nu dădea voie să pătrundă literatură religioasă la noi în țară. După Revoluție însă, după Revoluție, s-au deschis granițele, că până atunci, la graniță, erau trei întrebări de bază. Și anume, aveți Biblii? Aveți arme? Aveți droguri? Asta trei întrebări. Biblii, arme, droguri. Biblia a pus-o printre droguri și arme. Așa era de periculoasă pentru comuniști. Și acum e tot periculoasă pentru comuniști, că nu s-au dus de tot. Încă mai sunt neamurile lor, au rămas pe acolo și încă în funcții cheie. Dar Domnul are milă de toți. A avut milă și de noi, Domnul să aibă milă și de ei pe unde or fi. Amin. Aș vrea să vă spun că după Revoluție, mi-aduc aminte că am intrat și eu în posesia la niște broșuri, niște cărți de felul acesta despre Dumnezeu. Care mai de care, mai cu hârtie mai lucioasă, mai frumoasă, și cu titlul frumos, așa, sugestiv, de exemplu, Duhul Sfânt, asociatul meu.
E un titlu frumos, nu? Oh, cum să nu-mi placă cărțile despre Duhul Sfânt? Hai să le citesc. Sau altceva, tot în Biblie, altă broșură și vrând nevrând, ușor, ușor, Biblia am dat-o deoparte și citeam broșurile. Să mă cultiv. Numai că într-o noapte Domnul mi-a ieșit înainte printr-un vis și se făcea că în visul respectiv că m-a alergat cineva și eu alergam printr-un tunel. Într-un tunel, semi-întunecat. Se făcea că eu aveam în mână o legătură de chei, mai multe chei. Așa, după deget, pe o verigă, erau multe chei. Și la capătul tunelului, așa știam eu, că este o poartă și cu un lacăt. Și eu știam că mă urmărea cineva din spate, m-a alergat cineva, i-auzeam bocance. Și eu alergam și eu. Și mă gândeam eu, dacă reușesc să ajung la poarta aceea și să introduc o cheie în lacăt și să descui poarta repede și ies dincolo, am scăpat, sunt scăpat. Și în timp ce alergam, căutam cheia, o așa, o începeam să o pipăi, dar nu știam precis care e cheia. Dar s-o am pregătit, când ajung la acolo, la poartă, numai să o introduc în lacăt și să plec, să descui lacătul. Persoana din spate, n-am văzut-o, dar știam că îmi vrea răul să pună mâna pe mine. Mai, auzeam respirația la spatele meu, să pună mâna pe mine. Și eu alergam și persoana alerga și eu cu legătura de chei așteptam să ajung la poartă. Și când să ajung la poartă și să introduc cheia în lacăt, să descui lacătul, m-am trezit din somn. N-am mai știut ce am făcut, că visul s-a terminat. Că am ieșit, că am descuiat, că n-am descuiat, dar era inima mea să potrivește oare cheia pe lacăt, că e vorba de secunde. Până potrivesc eu alta, m-a prins vrăjmașul. Înțelegeți? Și m-am trezit. Și că m-am trezit doar așa cu o tălmăcire, ce înseamnă cheile alea? Broșurile, adică cărțile alea care nu sunt Biblia. Și m-am trezit așa ca speriat și am făcut imediat așa o socoteală. Zic, dar ce fac eu? Dumnezeu m-a chemat la slujire, Dumnezeu m-a chemat la slujbă, dar nu că am vrut eu, așa a venit valul. Vinea cineva, zice, dar cartea asta ai citit-o, extraordinară. Dar cartea asta ai citit-o și având și muncă și serviciu, așa, vrând nevrând Biblia, Cuvântul Dumnezeu, vrând nevrând, nu că am vrut eu să o neglijez, dar am pus-o pe planul 2. Și pe planul 1, broșuri. Așa ceva despre Cuvântul Dumnezeu. Și mă simțeam și spiritual slăbit. În loc să mă simt mai plin de putere, mai plin de tărie, de unde? Mai slab. Pentru că erau fel și fel de învățături. Fel și fel de învățături care m-a secătuit de putere. În loc să fiu mai plin de putere, m-am simțit mai slab de putere. Vorba aia, cu capul mare, dar fără inimă. Și am zis, asta este un atac din partea celui rău. Asta cel rău caută cu șmecheriile lui ca să nu fiu plin de puterea lui Dumnezeu, dar să am cunoștință, să știu multe, dar să nu știu ce trebuie și să n-am puterea lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, am citit din Cuvântul Dumnezeu și în seara aceasta am pe inimă să vorbesc din Cuvântul Dumnezeu, nu din broșuri, ci din Cuvântul lui Dumnezeu, căci niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere, zice evanghelistul Luca. În cuvântul acesta care l-am citit, așa mi-a pus Domnul pe inimă, deși e un cuvânt care îl cunoașteți dumneavoastră. Poate că s-a mai vorbit la dumneavoastră. Dar din cuvântul acesta reiese așa niște pași pe care omul Dumnezeu ar trebui să-i facă, să se adâncească în cunoștința lui Dumnezeu, în ce privește apropierea de Dumnezeu. Aici suntem noi, în partea cealaltă e Dumnezeu, dar ce se observă astăzi prin biserici și în viața noastră personală este că nu există o creștere așa și noi înșine recunoaștem lucrul acesta, că în loc să fie o creștere, o adâncire în harul lui Dumnezeu, parcă este o plafonare și din potrivă, parcă este un regres.
Și fiecare când ne cercetăm într-un mod sincer, vedem că nu mai suntem ceea ce am fost altădată. Niște străini au venit și ne-au mâncat puterea. Așa cum scrie în Biblie. Niște străini. Dar care sunt străine care ne-au mâncat puterea? Zice Israel, Efraim este ca o turtă neîntoarsă. Adică cum turtă neîntoarsă? Mai de mult la țară se făceau turte și se puneau pe plită. Și trebuia să fii, ai grijă, că era un timp așa cât să le ții, că altfel le ardeai, dacă le țineai prea mult, le ardeai și nu puteai să le mănânci. Trebuiai să, dar nici crude nu puteai să le mănânci. Și trebuiai să fii atent când este friptă bine pe o parte, să o întorci pe partea cealaltă. Dacă era numai pe o parte și pe partea cealaltă nu și-o mâncai, era crudă, pe o parte crudă, pe o parte prea arsă și nu avea gust bun. Și Domnul a văzut lucrul acesta la Efraim și a zis, Efraim este ca o turtă neîntoarsă. Așa e Efraim. Și Domnul nu vrea să fim noi credincioși în felul acesta. Noi vrea să creștem, Dumnezeu vrea ca noi să creștem, cum spune Biblia, creșteți în toate privințele, până ajungeți la Hristos, până ajungeți la statura plinătății lui Hristos. Domnul nu vrea să fim piperniciți, Domnul nu vrea să fim pitici, până și în Vechiul Testament, care este o umbră a bunurilor viitoare, ne spune despre lucrul acesta că Domnul nu era de acord ca poporul lui Dumnezeu să fie necrescut, ci să fie crescut spiritual. Uitați, de exemplu, în cartea Leviticul, găsând scris despre lucrul acesta. Leviticul, capitolul 21, versetul de la versetul 18 în jos, este vorba despre însușirile preotului. Preotul în Vechiul Testament. Dar în Noul Testament, noi suntem o preoție împărătească, suntem un neam sfânt și lucrurile acestea sunt valabile, dar în mod spiritual. Nu mai sunt valabile așa fizic. De exemplu, dacă în Vechiul Testament era scris, să dau un exemplu, să nu mănânci ariciul, să-l socotești ca necurat. Astăzi nu mai poți să spui că e valabil lucrul acesta. Bine, că nimeni nu mănâncă ariciu, știu eu cine, poate la dumneavoastră, o fi careva, dar pe la noi nu mănâncă nimeni ariciu. Dar se referă să n-ai caracterul ariciului în Noul Testament. Să n-ai caracterul ariciului, adică ariciu cum e? Când se apropie primejdia, scoate țepii. Înțelegeți? Scoate țepii. Și asta credincioșii sunt chemați să n-aibă caracterul ariciului. Cum te apropii puțin de cineva? Țepii. În loc să fie dragoste, în loc să fie pace, să fie unitate, țepii. Păi, dacă toată ziua scoți țepii când se apropie cineva de tine, ai caracterul ariciului. Și scrie aici, preotul nu trebuie să aibă caracterul acela, este descalificat ca și preot, cel care are caracterul ariciului. Și mai scrie mai multe aici, nu ne ocupăm de subiectul acesta, numai vreau să spun că printre calitățile care trebuia să le aibă preotul, sau să nu le aibă preotul însușiri, care nu ar trebui să le aibă, era așa, preotul zice să nu fie pipernicit. Aici, în versetul 20, niciun om ghebos sau pipernicit cu albiața la ochi, care are râie, zice să nu fie preot. Pipernicit înseamnă pitic. Pitic, adică necrescut. Era descalificat ca și preot în Vechiul Testament. Dar în Noul Testament nu e la fel? E adevărat că în Noul Testament, dacă cineva are un mădular mai lung, unul mai scurt, să zicem că e bolnav, e primit de Domnul. Nu e o problemă asta. Dar în Vechiul Testament, ca preot, erai descalificat. Dacă aveai un mădular mai lung, unul mai scurt, nu. Acum, în Noul Testament nu e problema aceasta. Nu este problemă. Dar e problemă spirituală. Un mădular mai lung și unul mai scurt. De exemplu, toată ziua te rogi lui Dumnezeu, Doamne, dăm, 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 când e vorba de mulțumit, cum se vorbea la timpul de rugăciune, mai puțin. Asta este că ai un mădular mai lung și unul mai scurt. Numai, Doamne, dă-mi, ajută-mă, Doamne, toată ziua, când e vorba de mulțumit, puțin așa. Și asta e mădular mai lung și unul mai scurt. Și Apostolul Pavel spune, aduceți cereri, rugăciuni, mulțumiri, adică echilibru. Și în felul acesta Domnul se bucură. Amin, așa să ne ajute Domnul, să fim preoți după voia lui Dumnezeu. Niciun om pipernicit, adică necrescut, nu putea să fie preot.
în Vechiul Testament și în Noul Testament, Domnul spune că noi suntem o seminție preotească, un neam sfânt. Suntem preoți al lui Dumnezeu, surori și frați, așa că suntem considerați de Domnul. Dar dacă suntem piperniciți, adică necrescuți, după 10 ani de pocăință, te superi că ți-a zis cineva o vorbă și ești în stare să nu vii 3 săptămâni la adunare? Păi crezi că ești crescut spiritual? Dacă ești așa supărăcios, așa sensibil? Deci ești pipernicit, ești necrescut. Domnul vrea însă să fim, să creștem în toate privințele până ajungem la statura plinătății. Așa să ne ajute Domnul pe toți, prin dotările lui Dumnezeu, prin darurile lui Dumnezeu, prin ceea ce Dumnezeu ne dă, El vrea ca să creștem. Așa te vrea Dumnezeu pe tine și pe mine, crescut spiritual, în toate privințele. Amin. Iată deci, aici în cuvântul citit din Ezechiel, cuvântul Domnului vorbește despre niște trepte de creștere spirituală. Aici se referă la un om care există o măsurătoare. În ochii lui Dumnezeu să știți că totul este planificat. Noi suntem în planul lui Dumnezeu. Orice credincios este în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu are un plan cu privire la fiecare credincios, tânăr sau bătrân. Dumnezeu are un plan cu privire la fiecare dintre noi. Important lucru este dacă noi ne încadrăm în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu, de exemplu, El are în planul Lui ca să ne ducă într-un punct anume. Și El știe, după atâta vreme, trebuie să ajungem în punctul respectiv. Dar dacă noi nu ne lăsăm cârmuiți de Domnul, trece timpul, Domnul vrea să ne întâlnească într-o vreme anume, într-un anumit loc, și El ne așteaptă și zice, n-a venit. Eu i-am creat toate condițiile, dar El s-a călăuzit după altceva. Și Domnul nu vrea lucrul acesta. Domnul vrea ca să creștem în toate privințele. Amin. Aici, în Ezechiel, este vorba despre omul acela care a intrat, înaintat omul acela, versetul 3, când a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. Asta e un stadiu de creștere spirituală, să te adâncești înaintea lui Dumnezeu. Asta reprezintă pe acei credincioși sau pe acei oameni veniți chiar din lume, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, când a luat contactul prima dată cu apa, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu harul lui Dumnezeu. Apa zice că îi venea până la glezne. Adică puțin. Când ai intrat și tu prima dată în adunare, ți-a plăcut și ție. Ți-a plăcut toate cântările, la altul poeziile, la altul predicile. Nu? La fiecare ne-a plăcut câte ceva. Dar ne-am stropit puțin pe apă. Și mie mi-a plăcut prima dată când am intrat într-o adunare, că eu nu sunt născut din familie de pocăiți. Eram un tânăr la 17 ani. Am intrat prima dată în adunare, mi-a plăcut poeziile în mod deosebit. Dar nu-i suficient numai atât. Nu-i suficient, aici nu scrie, gata, atât. Ai intrat până la glezne și ești credincios acum desăvârșit. Nu-i suficient atât, aici scrie că omul acela nu numai apa până la glezne, ci trebuie să mai și înaintezi, mai mult, aici scrie așa. Versetul 4, a mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă. Și apa îmi venea până la genunchi, apa îmi venea, adică mai sus de glezne, până la genunchi. Asta ce înseamnă? Ai venit la adunare, ți-a plăcut ce ți-a plăcut, cuvântul lui Dumnezeu, prorociile, lucrarea Duhului Sfânt, cântările, ți-a plăcut slujba din biserică, este bine. Ai început să te pocăiești, ai început să te lași de tutun, de droguri, de faptele urâte pe care le-ai făcut altădată. Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu a avut efect asupra ta, chiar dacă erai cu apa până la glezne. Dar ai început să te obișnuiești cu tot ce se face în adunare, în casa lui Dumnezeu. Dar nu-i suficient atât, trebuie să te adâncești. Și asta ce înseamnă? E exact ceea ce spunea Apostolul Petru în Faptele Apostolilor. În ziua de Rusalii. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, când poporul a întrebat, fraților, ce să facem dacă așa stau lucrurile? Și primul lucru Petru a zis, pocăiți-vă. Adică, da, cu apa până la glezne. Dar nu numai atât, pocăiți-vă, le-a zis Petru, dar n-a zis, amin, dacă vă pocăiți, este suficient. Haideți să citim, că e mai bine așa.
tot ceea ce zice că noi am primit un duc de credință potrivit cu ce este scris. Ce e scris nu în broșuri, în Biblie, da? Faptele Apostolului, capitolul 37-38. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas trepuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și atât? Punct? Pocăiți-vă, apa până la glezne. Atât? Nu. Și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Auziți? Fiecare să fie botezat. Și aici scrie în versetul 4, Ezechiel 47, a mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă. Și apa venea până la genunchi, mai sus. Auzi, nu-i suficient numai să vii la adunare și atât. Nu-i suficient numai să te lași de anumite practici păcătoase. E bine că te lași, dar nu-i suficient, mai trebuie să te adâncești, adică să accepți și botezul. Botezul în apă. Să accepți botezul în apă, să te botezi. Pentru că este lăsat în cuvântul lui Dumnezeu, este lăsat, a zis Domnul Iisus Hristos la înălțare, cu limbă de moarte. Cel puțin la noi în România este o vorbă, în tradiția populară, când cineva a lăsat cu limbă de moarte, înainte de a muri, un cuvânt are valoare, un testament are o valoare, ci că a lăsat cu limbă de moarte. Așa și Domnul Iisus, înainte de înălțare la cer, a lăsat lucrul acesta la ucenici și a zis așa: faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, nu? Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Deci cuvântul lui Dumnezeu îi spune că nu-i suficient numai să vii la adunare și cu apa până la glezne. Când auzi despre botezul în apă, să faci legământul cu Domnul, să-L faci și tu, tu care ești prezent aici și care vii la adunare de o bucată de vreme. Tu nu vrei să faci pasul acesta? Nu vrei să te adâncești? Nu vrei să faci legământul cu Domnul? Ce mai aștepți? La noi, acolo în România, la zona unde Domnul m-a așezat, noi avem un fel de orfelinat. Și unde avem copii proveniți din orfelinate și din medii defavorizate. Și mi-aduc aminte că am avut un botez. Într-o duminică am avut un botez și un predicator a vorbit din textul cu famenul etiopian. Și predicatorul spunea: uite, în Biblie scrie, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Dar acolo era prezent și un tânăr provenit de prin București, prin canalele din București, un băiat frumos, cu minte, cu mințele era el. Așadar, nu-l cunoștea pe Domnul, nu-l cunoștea pe Domnul, fără părinți. Și el când a auzit cuvântul acesta, eu m-am mirat cel puțin de el, pentru că cineva, o soră doctoriță care mai se ocupa cu copiii străzii din București, ea avusese un vis într-o noapte că a apărut în fața ei un mare demnitar îmbrăcat în purpură și numele lui era Petrescu și Florin Petrescu. Și s-a bucurat în visul ei că a văzut un mare demnitar, Florin Petrescu. Numai că într-o bună zi, la o gură de metrou, ea mai pansa pe cei răniți, pe cei care erau așa pe acolo, mai loviți, dar le lua și buletinul ca să se justifice ea. Și când ia buletinul la unul care era rănit acolo și îl pansează, se uită numele pe buletin. Florin Petrescu, un copil al străzii. Și a început să-i vorbească despre Domnul Iisus. A început să-i vorbească despre mântuirea lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu. Și a venit, când a fost botezul acela la noi, la Câmpina, și când predicatorul a zis: uite apa, ce mă împiedică ca să fiu botezat? Și Filip a zis: dacă crezi din toată inima se poate. Și a poruncit să se oprească carul. Și predicatorul a zis: nu cred că pentru tine ar fi cazul astăzi să se oprească carul vieții tale și să faci legământ cu Domnul.
Și Florin Petrescu, care era acolo, s-a ridicat, a țâșnit drept în picioare și a zis că eu cred că pentru mine astăzi a venit vremea să se oprească carul vieții mele și să fac legământ cu Domnul. Pentru mine, până în ziua de astăzi, șobolanii mi-au fost prieteni, șoarece mi-au fost prieteni. Eu n-am avut prieteni, eu n-am avut pe nimeni. Eu am dormit prin canale, prin București, că n-am avut pe nimeni. Dar am auzit că astăzi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mă primește și pe mine. Și vreau să fac și eu legământ cu Domnul în apa botezului. Și mărit să fie Domnul. A fost acceptat și el, pentru că deja era cunoscut cine era. Și a fost acceptat și el. Și după aceea a făcut școală biblică și a putut să ajungă un slujitor al lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul pentru aceasta. El era copilul străzii, Domnul l-a văzut dinainte ca un fiu de împărat. Dar noi ca oameni, asta e boschetar, asta e un nimeni. Dar Domnul a văzut dinainte că era fiul de împărat. Dumnezeu și pe noi ne-a făcut fii de împărat. A venit la Isai, scrie în cartea, în Evanghelia după Ioan, că Iisus Hristos a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și ție ți-a dat Domnul dreptul să te faci copilul lui Dumnezeu. Că Domnul ne iubește pe toți, El nu-i părtinitor. Ești tu gata să faci și pasul acesta al botezului? Să faci legământul cu Domnul? Dacă nu l-ai făcut, Domnul în seara aceasta spune, eu nu vă cunosc pe toți, n-am cum să vă cunosc, nu vă știu, eu am venit și plec. Dar nu asta e important, cine vă spune. Oricine ar fi trecut pe aici, v-ar fi spus, aceleași lucruri sunt valabile. Cuvântul Dumnezeu îți spune să faci legământ cu Domnul, să primești botezul, și în felul acesta să te adâncești, să te apropii mai mult de Dumnezeu. Asta înseamnă o împlinire a cuvântului lui Dumnezeu. Dar și chiar dacă ai făcut botezul în apă, este suficient atât? Că unii zic, m-am pocăit, m-am lăsat de tradiția mea, am venit la adunare, dar ce ai făcut? Mare lucru n-ai făcut, că ai schimbat firma bisericii, de la ortodox și ai trecut la penticostali sau de la catolici la penticostali sau la evanghelici și gata. Ce mare lucrare ai făcut? Ce mare lucrare ai făcut? Că nu asta înseamnă adevărata pocăință, să treci de la o biserică la alta. Nu asta este adevărata pocăință, nu asta înseamnă adevărata creștere spirituală în ochii lui Dumnezeu. Nu asta înseamnă. Înseamnă să primești botezul, adică să te pocăiești, apoi să primești botezul. Dar nu e suficient atât. Nu e suficient, că aici cuvântul lui Dumnezeu spune, în cartea lui Ezechiel unde s-a citit, spune ceva mai mult, și anume, zice, a mai măsurat iarăși. Versetul 4, partea a doua. A măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea, adică prin apă. Și apa îmi venea până la șolduri, adică mai sus de genunchi. O, este o adâncire și mai mare. Nu e suficient numai botezul în apă. Unii așa spun, suficient, am primit botezul în apă, sunt trecut ca membru într-o biserică, am multe drepturi. Am dreptul să mă căsătoresc, dacă mor am dreptul să mă fiu mormântat, multe drepturi am, așa zic unii. Am drepturi, dacă sunt botezat în apă, am dreptul să candidez la multe lucruri. Da, e adevărat, dar ai și niște îndatoriri, nu numai drepturi, dar nu este suficient atât. Aici scrie că apa îmi venea mai sus, până la șolduri. Oh, păi nu-i suficient numai botezul în apă? Ascultă tu care citești broșuri și care ai ajuns să fii bolnav din cauza învățăturilor, otrăvitoare prin broșuri. Domnul îți spune în seara aceasta prin cuvânt, nu este suficient numai botezul în apă. Mai există și ceva mai mult, mai există o adâncire. Până la șolduri, mai există încă un botez, nu numai botezul în apă. Mai există ceva, dar ce există? Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos prin iertarea păcatelor voastre, apoi, auziți? Este ceva separat, apoi. După botezul în apă există un apoi, există ceva separat. Nu când am primit botezul în apă, am primit și botezul cu Duhul Sfânt și gata.
De unde e învățătura aceasta? Asta nu e de la Dumnezeu, nu e din Scriptură. Astea sunt învățăturile veacului acestuia și a teologilor care sunt ologi și care ologesc biserica la Dumnezeu. Să paralizeze învățătura aceasta și toți cei care aduc învățături de felul acesta în numele lui Iisus Hristos nu-i primiți. Că învățătura aceasta nu vine de la Dumnezeu, nu este scripturală învățătura aceasta. Asta paralizează biserici întregi și se cătuiesc biserici și rămân în biserici doar programe fără viață, programe fără Duhul lui Dumnezeu. Și Domnul nu vrea lucrul acesta. Da, este bine. Este bine când copiii sunt puși, este bine când frații slujesc, este bine când fiecare există daruri, slujbe, lucrări în biserica Domnului. Dar când Duhul Sfânt lipsește, asta nu e bine. Când vine cineva cu învățătură și spune, las că ai primit Duhul Sfânt. Când? Când am primit botezul în apă. Cum adică când ai primit botezul în apă, ai primit și botezul cu Duhul Sfânt? Pe ce bază? Aici scrie, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Da, da, aici zic unii, da, da, a fost nevoie atunci. A fost nevoie atunci de botezul cu Duhul Sfânt, dar astăzi nu mai e nevoie, că astăzi știm engleză, franceză, spaniolă, știm multe limbi astăzi. Nu mai e nevoie de botez cu Duhul Sfânt. Și mai există un argument a unora care vin astăzi cu învățături, argumentul se găsește în Efeseni și am întâlnit și în zona noastră pe cineva în felul acesta. Uitați, au ca argument tot biblic, dar interpretare sucită, după mintea lor, bolnavă. Efeseni, capitolul 1, versetul 13 și 14. Spunea apostolul Pavel celor din Efes pe vremea aceea, următoarele. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii. Poate că este bine să se pună și pe videoproiector. Este cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 1, versetul 13 și 14. Da? Și voi, după ce ați auzit cuvântul ăla, și atunci vin unii teologi și spun așa, vedeți, fraților, ce spune Biblia. Nu, cum ne învață bătrânii aia? Hai, stăruiți după Duhul Sfânt. Hai, stăruiți după Duhul Sfânt. Transpirați, stăruiți. Asta ce că nu e de la Dumnezeu, de la Dumnezeu e altceva. Să crezi că ai primit Duhul Sfânt și gata. E cel mai ușor așa. Vii la adunare, te-ai botezat puțin, te-ai scăldat în apă și gata, ești membru în biserică, ești de o făptură nouă. Și tu ești robit de pofte și ai reviste porno sub pat la tine și în camera ta și ești robit de pofte de felul acesta și nu ești biruitor. Și Domnul îți spune în seara aceasta, tu ai nevoie de o eliberare, tu ai nevoie ca să fii de o spălare prin sângele lui Iisus Hristos, de o naștere autentică din nou. Ai nevoie de lucrul acesta și Domnul vrea lucrul acesta, dar vrei și tu? Să ne ajute Domnul să vrem cu toți. Amin. Uitați aici, e adevărat, apostolul Pavel scrie în Efeseni așa. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Dar cui scrie Pavel lucrul acesta? Că dacă e vorba de Scriptură, o luăm din Scriptură, poftim. Cui scrie Pavel lucrul acesta? Cui? La ăla care a venit de ieri din lume, la adunare? Și astăzi în adunare, lui îi spune că a primit Duhul Sfânt? Lui îi spune că a primit pecetea? Nici de cum. Epistola aceasta este adresată către Efeseni. Și dacă ne uităm puțin în urmă, în Faptele Apostolilor, să vedem cui a scris Apostolul Pavel aceste lucruri. Faptele Apostolilor găsând scris în felul următor, capitolul 19. Uitați ce scrie aici. Fapte 19. 1. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit, au zis la Efes, epistola de unde am citit era către Efeseni. Trebuie menționat lucrul acesta. A ajuns la Efes Pavel. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.
Dar cu ce botez ați fost botezat? Le-a zis el. Și eu răspuns, cu botezul lui Ioan. Și apoi zice, după ce, când a auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Auziți? Și aici s-a format o biserică în Efes și a trecut timpul și Pavel, care obișnuia să țină legătură cu bisericile, le trimite o epistolă, epistola către efeseni. Și lor le-a spus, la cei 12 bărbați de la început, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, cum scrie aici în efeseni, și voi, lor le-a scris, nu la unul care a venit de ieri la pocăință, nu-i lui a spus că a primit arvuna. Și unii teologi aici asucesc cuvântul. Vezi, ai primit Duhul Sfânt, arvuna, nu mai trebuie să stăruiești. Da, da, cei din Efes, eu întreb Pavel, bă, dar voi ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Și ei au zis, nici n-am auzit măcar, n-ați auzit. Dar cu ce botez ați fost botezat? Voi aveți nevoie de un botez cu Duhul Sfânt. Și zice, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și apoi a început să vorbească și în alte limbi și proroceau. Auziți? Biscredincioși, coborârea aceasta în Harul lui Dumnezeu, adâncirea în Harul lui Dumnezeu, trebuie și în privința aceasta. Dacă cumva este cineva în locul acesta care încă n-a primit un autentic botez cu Duhul Sfânt, Domnul în seara aceasta spune că vrea să, El vrea ca să crești, vrea ca să te crești, să te adâncești, să te cobori, să te cufunzi în apa Duhului lui Dumnezeu, să primești și botezul cu Duhul Sfânt, un autentic botez cu Duhul Sfânt. Domnul mai botează și astăzi. Măriți să fie numele pentru aceasta, în numele Domnului. În zona noastră mi-aduc aminte că a venit, țineam legătura cu o familie de pe la Brăila. Un doctor și cu soția lui, erau mai în vârstă ei, soția lui era farmacistă, de la creștin după Evanghelie, doctorul era de la baptiști și cu învățătura, știți cum e la baptiști, la creștin după Evanghelie, care nu cred într-un botez cu Duhul Sfânt așa cum cred pentecostali. Ori de câte ori mergeam la ei, vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu și când ajungeam la subiectul Duhul Sfânt, parcă îi aud și acum, spunând, frate, până aici. Deci nu mai discutăm mai departe, prin la Duhul Sfânt. Frate, până aici. Atât. Bun, și mă opream, că nu forțam nota. Altădată iarăși, discutam din cuvânt, îi plăcea cuvântul, când ajungeam la subiectul botez cu Duhul Sfânt, frate, până aici. Așa a fost odată, de două ori, de trei ori. La un moment dat, primesc telefon. Frate, mi-a zis că vrem să venim până la Câmpina. Am ajuns la concluzia, sora m-a sunat, farmacista. Am ajuns la concluzia că Domnul botează cu Duhul Sfânt și astăzi și vreau să primesc și eu botezul cu Duhul Sfânt, spunea ea. Soțul meu e nepocăit. Eu care am fost contra televizorului o viață întreagă. Acum i-am dat drumul la televizor mai tare, în cameră. În cameră, dar de ce i-am dat drumul la televizor? Soțul meu, el nu crede. Și i-am dat drumul la televizor mai tare, la sonor, ca să nu mă audă cum mă rog eu dincolo, în camera cealaltă. Că eu am ajuns la concluzia că trebuie să stăruiesc după Duhul Sfânt și am stăruit, dar n-am primit. M-am rugat, dar n-am primit. Și văd că acasă n-am primit și la biserică n-am primit. Pot să vin până la voi acolo și poate mai sunt și alți frați să stărind după Duhul Sfânt. Zic, cum să nu? Și a vorbit și cu soțul ei. Soțul ei a zis că hai că te duc pe tine și apoi și pe surorile tale și a umplut mașina. Surori tot de la creștini după Evanghelie, care au ajuns la concluzia că Domnul botează cu Duhul Sfânt. Și a venit, dar a zis, pe soțul meu el este necredincios, el nu crede în așa ceva. Vă rog frumos, frate, luați un frate din biserică de acolo și pe soțul meu să-l ducă, să-i arate toate meleagurile pe acolo, în timp ce noi, surorile care am ajuns la convingerea că Domnul dă Duhul Sfânt, noi să intrăm în stăruință. Zic, bine, soră, te ascult. Într-o sâmbătă au venit, când nu era adunare, au venit, am mers la biserică și soțul, doctorul, domnul doctor, a intrat și el în adunare cu soția lui și cu încă vreo trei surori, au intrat. Și fratele care era pregătit ca și ghid, era pregătit acolo să-l ducă doctorul să-l plimbe, dar i-am zis și eu așa, mi-a venit, hai să facem o rugăciune. Și am făcut o rugăciune.
că nu era o problemă. Am făcut o rugăciune, doctorul era de la frață baptiști, eu eram familiarizat că am primit credința tot la frață baptiști. Deci eram obișnuit cu frață baptiști. Am făcut o rugăciune, citit un cuvânt, am făcut o simplă rugăciune. Numai că, în timpul rugăciunii, aud așa o voce de bărbat mai groasă, așa, mai așa, mai cu putere, mai sub presiune. Și deschid ochi, când încolo doctorul. Doctorul a început să se roage mai tare. Nu mai era așa în limita lui. Mai tare. Și după aia mai tare. Și după aia vorbea altfel. Și m-am gândit, zic, la Brăila, vor fi, știu eu, alții, fel și fel de, știu eu, oameni de pe la Brăila, știu, care știu rusește, ucraineană, știu alte limbi, știu eu, o fi așa. Dar am simțit că e ceva sub presiune de la Domnul. Și vorbea o altă limbă. Mă ridic și eu de pe genunchi, așa ușurel, și mă duc lângă el. De unde? Că el îi explica lui Dumnezeu așa, cu toată puterea lui, cu toată tăria, și vorbea în alte limbi și mi-am dat seama. Zic că asta e limbă cerească. Asta e limbă cerească. Cum scrie în Biblie, și vorbeau în alte limbi. Și atunci m-am dus ușurel lângă soția lui, care era mai încolo. Și zic, te rog, vino încoace, că tu-l cunoști. Ia ascultă pe soțul tău. Ia ascultă. Vine și ea și-l ascultă. Când îl ascultă, nu a trebuit mult, nici un minut. Și-a pus mâinile în cap și-a zis, păcătosul de el, adică păcătosul de el a primit Duhul Sfânt. Și s-a dus înapoi, ea și a plâns acolo ca Ezechia cu fața la perete, ea acolo, iar el a primit un autentic botez cu Duhul Sfânt. Și ea n-a primit nimic. Ea n-a primit, atunci n-a primit nimic. Pentru că Domnul dă Duhul Sfânt, mărit să fie numele Domnului, care și astăzi mai botează cu Duhul Sfânt. Dacă ești sincer, dacă ești cu inima curată, Domnul te botează și pe tine. Zice o cântare la noi în România, nu poți cumpăra cu bani mântuirea minunată, ea se dă la cei sărmani, prin credință, fără plată. Nu-i trebuie lui Dumnezeu banii tăi ca să te boteze Domnul cu Duhul Sfânt. Este darul Duhului Sfânt. Și unii zic cu învățătura aceasta. Da, asta e valabil pentru atunci, darul Duhului Sfânt. Da? Dar Apostolul Petru n-a spus așa în ziua de Rusalii. El spunea aici în Faptele Apostolilor, pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare între voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh și mai departe face o afirmație. Căci, versetul 39, căci făgăduința aceasta, pentru cine-i? Pentru copiii voștri. Este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Pentru voi, pentru copiii voștri și pentru oricât de mare număr vă va chema Domnul. Adică și pentru noi astăzi e valabil. Vrei să rămâi așa sărac? Când Dumnezeu este bogat, vrei să rămâi așa de sărac? La noi în România, la într-o biserică, frații au făcut o lucrare, când s-au apropiat sărbătorile, au chemat comitetul și au zis așa, vrem să avem grijă de câteva familii de săraci cu ocazia sărbătorilor. Și au trimis frați din comitet, doi câte doi, să le ducă ceva la familiile mai săraci. Și au căzut doi dintre frați să ajungă la o soră văduvă ca să-i ducă ceva de la biserică. O soră văduvă, săracă, trecută pe lista văduve. Și când a intrat frață, ăștia, era pe timpul lui Ceaușescu, când a intrat în cameră la văduvă, s-a uitat bine așa, a văzut că e o casă mai sărmană, dar când s-a uitat bine pe pereți, așa în ramă puși din loc în loc, erau dolari. Hârtii de dolari. Pe unde se putea pune așa? Pe la oglindă, pe masă, pe unde aș pune așa, pe la perete, pe la preșuri. Dar nu hârtii, nu imitații, nu fotografii. Dolari de adevărat. Și era și pe timpul lui Ceaușescu la noi, mai greu, dar mai erau. Și unul dintre frați, care era puțin mai istez din cei din comitet, s-a uitat, a luat o hârtie, s-a uitat, mă, ăsta e dolar. Și sora asta e trecută pe lista săracilor. Și ea, de fapt, e bogată. Și i-a zis la un moment dat, măi soră, dumitale ești trecută pe lista săracilor la biserică, dar dumitale ești bogat. Cum sunt eu bogat?
Păi uite, ai matalii dolari, dacă toți dolarii ăștia îi schimbăm, păi dumitale, te descurci, n-ai treabă. Ce dolari sunt ăștia? Astea sunt pozii de la Fimiu din America. Zice, a fugit în America și din când în când săracul de el îmi trimite câte o poză. Și eu o pun în ramă acolo. Poate că ne vine să zâmbim, dar așa s-a întâmplat, pentru că ea nu cunoștea. Avea o valoare în casă și nu o cunoștea. Iubiți credincioși care sunteți prezenți aici și nu sunteți botezați cu Duhul Sfânt, un autentic botez cu Duhul Sfânt, aveți o mare valoare aici în Scriptură. Și sunteți săraci. Să știți că sunteți, Domnul încă mai botează cu Duhul Sfânt. Dacă tu ești sincer, fă rugăciunea aceasta înaintea lui Dumnezeu. Doamne, am auzit că Tu dai un Duh Sfânt. Dă-mi și mie Duhul Sfânt, Doamne, pentru că, Doamne, dacă e făgăduința Ta, dacă e promisiunea Ta, vreau să beneficiez și eu, Doamne. Și ar fi păcat, ai o valoare așa de mare în Scriptură și tu să fii ca un cerșător, să te târăști fără să beneficiezi de această făgăduință. Și chiar dacă ai primit botezul cu Duhul Sfânt, cred că e suficient? Nu e suficient. Mai e ceva. Mai e ceva? Ce mai e? Și aici scrie în Ezechiel, mai e, este să te cobori în apă. Ezechiel, capitolul 47, versetul 5, spune așa. A măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot. Un râu care nu se putea trece. O, dar ce mai fi asta? Cum? Nu-i suficient botez cu Duhul Sfânt și gata? Cum? Mai este și altceva? Doamne, dar ce mai fi? Cum? Chiar dacă ai fost botezat, te-ai pocăit, ai primit botezul în apă, ai primit botezul cu Duhul Sfânt, păi nu-i suficient, vii la adunare, mergi acasă, mai pui un ban la colectă, mai faci câte ceva, nu-i suficient atât? Și Domnul seara aceasta spune, nu-i suficient, tu trebuie să crești, tu trebuie să te adâncești mai mult, să te implici în lucrarea lui Dumnezeu mai mult, să lucrezi pentru împăratul. Uitați, în epistola lui Pavel către Romani, cuvântul Domnului spune în felul următor, și vreau să citesc doar un singur verset, epistola apostolului Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Auziți, nu e suficient să fii botezat numai cu Duhul Sfânt, trebuie să fii botezat, dar să te lași călăuzit de Duhul Sfânt. Mai departe, să te lași călăuzit, deci încă o treaptă, asta e creștere spirituală, să te lași călăuzit, Doamne, și aici cum să fac? Și aici cum să fac? Ce trebuie să lucrez pentru Tine? Dumnezeu dă daruri, slujbe, lucrări, Dumnezeu te cheamă să lucrezi pentru împăratul, să lucrezi. Păi Dumnezeu te-a chemat să fii șomer în biserică. Vreau să te întreb pe tine în seara aceasta, la ce slujbă ți-a dat Dumnezeu? Nu ți-a dat chiar nicio slujbă? Dumnezeu a rânduit în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători și judecători. Nu mă combateți. Pe unde scrie judecători? Atunci de ce judeci? De ce judeci? Păi ce lucrare ți-a dat Dumnezeu? Ce faci tu pentru împăratul? Dumnezeu, știm versetul de aur, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea cât a dat pe singurul Său Fiu, că oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică, da. Dumnezeu a dat tot, dar tu ce? Tu nu dai nimic, tu nu faci nimic pentru Domnul. Dar Apostolul Petru vine și spune, dați-vă și voi toate silințele. Dumnezeu a dat totul, dar dați și tu toate silințele. Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânare, evlavia, dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea, de toți oameni, că dacă veți avea aceste lucruri din belșug, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Ai auzit tu care ești prezent aici, că Domnul vrea ca să te implici în lucrare? Dumnezeu ți-a dat talanți, Dumnezeu dă talanți, a dat daruri oamenilor. Ai voce de cântat, cântă, cum au cântat tineri aici, da? Slavă Domnului! Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute să cântați în continuare cântările Domnului. Copilași, iarăși, faptul că sunt implicați, lucrare, slavă Domnului! Părinții care îi ajutați pe copii să cânte, să fie implicați în lucrarea Domnului, este un lucru bun. Mai există daruri, dar de prorocie, există darul vindecărilor, sunt scrise darurile în Corinteni, slujbele la fel. Păi asta ce facem cu ele? Astea trebuie să te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să întreb pe tine care ești prezent aici.
Tu ce lucrezi pentru Domnul? Ce lucrezi tu pentru Domnul? Practic. Crezi că lucrarea Domnului e numai aici, în biserică? Domnul te-a chemat să faci ceva, să lucrezi pentru Domnul. Când va veni, Domnul te va întreba, bine, slugă bună și credincioasă. Ai fost credincioasă în puține lucruri, da? Dar alea puține unde sunt? Păi n-am făcut. De predicat n-am predicat, de cântat n-am avut voce de cântat, nu? Dar chiar n-ai făcut nimic, nu faci nimic? Domnul a făcut totul pentru tine, tu nu faci nimic? Ce bine ar fi ca în rugăciune tu să te rogi, dacă ești sincer. Doamne, îți mulțumesc că m-ai chemat la mântuire, dar tu m-ai chemat și la slujire. Te rog să-mi faci de cunoscut care este darul pe care tu mi l-ai dat. Pentru că vreau să lucrez pentru tine. Noi acolo în zonă ne-am rugat, am postit. Doamne, ce vrei tu să facem pentru zona aceea? Și Domnul ne-a spus, voi, pentru ca Evanghelia să înainteze în zona aceasta, voi căutați să vă ocupați de văduvă, să vă ocupați de orfan. Și Dumnezeu ne-a dat o lucrare cu orfelinatul. Și căutând să lucrăm în felul acesta, până și primăria și toate autoritățile au zis, măi, e bună pocăință, pentru că oamenii ăștia fac ceva bun. Ăștia ne scutesc pe noi, că în loc să bată la ușa primăriei, ne scutesc, pentru că se ocupă oamenii aceștia. De cei săraci, de cei necăjiți, se ocupă ei. Înseamnă că fac o lucrare bună, înseamnă că pocăința e bună. Așa facem noi, așa ne ocupăm noi în vremea aceasta. Așa ne-a pus Domnul, ca lucrarea bisericii, ca lucrarea bisericii. Și sunt implicați acolo, frați, surori. Dar tu, aici, ce faci? Faci ceva pentru înaintarea Evangheliei? În rugăciunea pe care o faci, dacă ești sincer, fie aici, fie acasă, să te preocupe lucrul acesta. Și anume, ce slujbă ți-a dat Domnul? În afară de chemare la mântuire, Domnul te-a chemat și la slujire. Întreabă-L pe Domnul, ce slujbă, ce dar ți-a dat Domnul, ca să poți să lucrezi în continuare pentru împărăția lui Dumnezeu. Și dacă vei lucra, Dumnezeu te va recompensa. Închei cu gândul acesta. Dacă vei zidi casa lui Dumnezeu, nu uita, Dumnezeu îți va zidi și casa ta. Dacă vei lucra pentru casa lui Dumnezeu, Dumnezeu se va ocupa și se va fi preocupat Dumnezeu de casa ta, de familia ta. Să nu aștepți ca Dumnezeu să se implice în familia ta. Dacă tu nu te implici în biserică, dacă tu nu vei lucra pentru biserica Domnului, nu aștepta ca Domnul să lucreze pentru familia ta și pentru casa ta. Dar dacă vei lucra pentru Domnul, și Domnul va lucra pentru casa ta, și Domnul va lucra pentru familia ta, și Domnul îți va proteja casa ta și familia ta. Dar fă-ți partea ta. Iată, Domnul în seara aceasta ți-a vorbit despre creștere spirituală. Caută să crești spiritual, caută să te adâncești în cunoștința lui Dumnezeu și Dumnezeu vei vedea cum te va binecuvânta, va fi cu tine. Aici am încheiat, zic ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie, să rămână peste dumneavoastră, peste familie dumneavoastră, peste biserica dumneavoastră care este așa de frumoasă, arată așa de frumos, ca o jucărie frumoasă, așa cochetă, așa arată construcția frumoasă. Dar aș dori ca Domnul Dumnezeu să se ocupe de tineri în continuare, să-i binecuvânteze pe tineri, Domnul Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt, dacă mai sunt suflete care trebuie să le boteze cu Duhul Sfânt, Domnul să dea daruri în biserica aceasta și să crească biserica aceasta în toate privințele, după chipul celuia care a murit pe crucea din dealul Golgota între cer și pământ. Amin. Mulțumim Domnului de cuvântul lui bogat și măreț. Aș dori să venim înaintea Domnului cu cauzele noastre și vom aduce cauzele noastre înaintea Domnului. Ne vom ruga ca Dumnezeu să lucreze în continuare. Rog să ne ridicăm pe picioare și vom aduce cauzele noastre înaintea Domnului. Și rog păstorul bisericii să treacă și să mijlocească pentru aceste cauze. Și să ne rugăm și pentru fratele și pentru lucrarea pe care o face. Și Dumnezeu să binecuvinteze. Să ne dea putere să ne putem implica și noi în lucrarea lui Dumnezeu, că este frumoasă. Din partea fraților, dacă avem cauze, mulțumiri înaintea lui Dumnezeu, rog îndrăzniți. Amin, ne rugăm Domnul să se dure. Domnul să se atingă de fratele Slavic, familia, da? Domnul să-l binecuvinteze, să-l vindece. Dacă mai sunt. Din partea surorilor.
Domnul să... Dacă mai sunt, Domnul să asculte. Domnul să se îndure, să lasă pace. Domnul să se atingă, să o vindece pe sora Olga. Domnul să vă asculte rugăciunea, să vă dea rezolvare. Dacă mai sunt din partea surorilor. Domnul să vă asculte rugăciunea și să vă dea rezolvare. Dacă sunt cauze în taină și doriți să le aduceți înaintea lui Dumnezeu pentru o ridicare de mână, este timpul. Dumnezeu vă cunoaște și vă da rezolvare. Să aducem și această cauză înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne întărească, să putem crește spiritual. Să nu ne oprim la lucrurile unde... ne îndoim și ne oprim, dar să creștem în cuvântul lui Dumnezeu, să aducem această listă înaintea lui Dumnezeu. Și aș dori să spun, ne rugăm pentru acest tânăr care și-a întors spatele lui Dumnezeu pentru Ivan Leontiuc. Vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează. Cuvântul lui Dumnezeu începe să transforme, începe să-i schimbe gândurile și le întoarce cu fața înspre El. Să nu cădem de oboseală, Dumnezeu dă rezolvare. Avem tineri pentru care mijlocim, avem copilași pentru care ne rugăm. Dumnezeu să se atingă, să dea vindecare de plină. Dumnezeu să lucreze. Ați vrea să ne rugăm Domnului și să mergem cu un gând bun acasă. Nu te lăsa biruit de rău. Să se aprindă în Nu te lăsa inima ta să fie biruită, nu te socoti semnul înțelept, ca pe muntele cel sfânt. Cu asta mergem acasă, să cunoască fiecare că Tu ești în adunare și însoțești a Ta lucrare prin putere, prin Dumnezeu.